Ați vrea să invocați doar pe Nea Ionescu, cred că pentru primarie. Ei bine, Lucia Eliade, pe care l-am întâlnit la Sorbona în 1984, pe el și pe Cioran, mi-a mărturisit că era unul dintre studenții care erau la filozofie, nu la teologie, și care era nelipsit de la cursurile lui Ion Hingălcescu. Vă mulțumesc pentru mărturisirea mea. Eram în vara 1984, la un întâmplător ajunsesem în Sorbona și poetul Cârneci, de-abia mă întâlnisem cu el în Muzeul de Artă Modernă. Întâmplător, nu-l cunoșteam, ne-am avut cunoștință a doua și ne-am întâlnit în aceea zi seara la un simpozion despre Mircea Vulcănescu, despre care nu știam decât dintr-o revistă Prodomos, care a fost probabil sau cred că a fost prin Germania și nu știu cum ajunsese biblioteca facultății noastre. Nu se vorbea de Mircea Vulcănescu atunci. Așa cum cursurile lui Nea Ionescu le-am citit clandestin la Biblioteca Sfântului Sinod, cursul de metafizică cel de-o bună. Și în holul Sorbonei am avut onoarea deosebită să întâlnesc pe Mircea Eliade și pe Cioran, iar Eliade atunci eram doctorant în teologie, mi-a făcut această mărturisire de tine. Puteți să o băgați în bibliografia Eliade, dar mă interesează. Era în iulie 1984. Deci Eliade a fost studentul lui Ion Hingălcescu. Cât privește, m-a spus problemul același, după faptul acela stată, acesta seamănă cu un altul care este considerat în etică regula de aur a moralei. Unul care, pe care îl găsim în toate sistemele etice, începând din Extremul Orient, de la Lao Tse și Confucius, până în pace în Europa târzie. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face. Care îi place pe totul românesc. Te găsești și ce la ei bine, Mântuitorul Hristos spune, ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi doi asemenea aceasta. Depășește cu mult etica lui Hristos, nivelul lui, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-ți face, nu face, pe care cu siguranță poți să faci o lecție de morală, sau după faptă și răsplată. Etica lui Hristos merge mai departe și te pune pe tine să devii elementul activ în ceea ce ai vrea ca ceilalți să facă vis-a-vis de tine. Cu această etică vine Hristos Mântuitorul în lume și această etică o propune Biserica și această etică noi am vrea să o cunoască în școală copilul și să se conducă de când este copil până la învățărețe, după un asemenea principiu. Ceea ce vreți să vă facă cu oamenii, faceți și voi doar asemenea. Și nu neapărat să-ți fie teamă că, după faptă, vine și răsplata. Adică să rămâi la nivelul lui ou des, la nivelul lui dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, picior, măsură pentru măsură, sau mai rău, la ceea ce spunea Hammurabi în codul lui, dacă cineva scoate o dinte cuiva, să-i se scoate dinții lui. La o asemenea etică, pentru o asemenea etică optăm și aș prefera să țin un curs, nu neapărat despre după faptă și răsplată, ci după principiul câte vreți să vă facă vă oamenii, faceți și de lor asemenea. Mulțumesc.